În cadrul ședinței Biroului Politic Județean al PNL Călăraș, din data de 12 februarie, s-a decis în unanimitate votarea unei rezoluții de susținere a președintelui PNL Ludovic Orban. În rezoluție se arată că, în ciuda nemulțumirilor determinate de măsurile responsabile ale Guvernului Liberal, ce au adus costuri electorale, Partidul Național Liberal a reușit la alegerile parlamentare un scor care să-i permită constituirea unei coaliții capabile să gestioneze ieșirea din criza impusă de virus și dezvoltarea pe baze solide a României în următorii ani. Cu toate acestea, în spațiul public au apărut declarații din partea unor liberali care, în loc să întărească în percepția publică reușitele partidului și guvernării liberale, au adus prejudicii de imagine Facem apel pe această cale la dezbaterea în foruri interne a eventualelor probleme sau neînțelegeri și gestionarea cu responsabilitatea discursului public, mai ales în această perioadă în care România au așteptări mari de la principalul partid aflat la guvernare. De asemenea, ne manifestăm sprijinul pentru președintele partidului Ludovic Orban, pentru colegii noștri din conducerea centrală a Partidului Național Liberal, care au ales să ia cu echilibru și înțelepciune deciziile ce se impun în aceste vremuri atipice și dificile. Se arată în rezoluția de susținere a președintelui Ludovic Orban, votată în unanimitate de membrii BPG al PNL Călăraș.